Într-o zi de sabat, Iisus a intrat să mănânce în casa unuia dintre conducătorii fariseilor. Ei îl urmăreau îndeaproape. Și iată că înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus i-a întrebat pe învățătorii legii și pe farisei: este voie să vindeci în ziua de sabat sau nu? Ei însă tăceau. Iisus l-a luat de mână, l-a vindecat și l-a lăsat să plece. Apoi le-a zis: cine dintre voi, când îi cade fiul sau boul într-un puț, nu-l va scoate imediat afară în ziua de sabat? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste cuvinte. Când i-a văzut pe cei invitați cum își aleg scaunele de onoare, le-a spus următoarea pildă: când ești invitat de cineva la o nuntă, să nu te așezi să mănânci în locul de onoare, ca nu cumva să fi fost invitat de către gazdă, cineva mai de seamă decât tine, iar cel ce te-a invitat și pe tine și pe el să vină să-ți spună: dă locul tău acestui om. Atunci, cu rușine, va trebui să ocupi cel din urmă loc. Și tu, când ești invitat, du-te și așează-te să mănânci în cel din urmă loc, pentru că atunci când vine cel ce te-a invitat să-ți spună: prietene, mută-te mai în față, atunci vei avea cinste înaintea tuturor celor ce șed la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, și oricine se smerește va fi înălțat. Apoi i-a zis și celui ce-l invitase: când dai un prânz sau o cină, nu-ți invita nici prietenii, nici frații, nici rudele, nici vecinii bogați, ca nu cumva să te invite și ei pe tine și să fie astfel răsplătit. Ci tu, când dai un ospăț, invită-i pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei ologi, pe cei orbi, și vei fi fericit, pentru că ei n-au cu ce să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți. Când a auzit acestea, unul dintre cei ce ședeau la masă i-a zis: fericit este oricine va mânca în împărăția lui Dumnezeu. Dar Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și i-a invitat pe mulți. La ora cinei și-a trimis sclavul să le spună celor invitați: veniți, căci acum toate sunt gata. Dar toți, unul după altul, au început să se scuze. Primul i-a zis: am cumpărat un ogor și am nevoie să mă duc să-l văd. Te rog să mă scuzi. Altul i-a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i pun la probă. Te rog să mă scuzi. Altul i-a zis: tocmai m-am însurat și de aceea nu pot să vin. Când sclavul s-a întors, i-a istorisit stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis sclavului său: ieși repede pe străzile și pe aleile cetății și adu-i aici pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei orbi și pe cei ologi. La urmă sclavul a zis: stăpâne, s-a făcut ce ai poruncit și tot mai este loc. Stăpânul i-a zis atunci sclavului: ieși pe drumuri și pe la garduri și silește-i pe oameni să vină ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul dintre acei oameni care fuseseră invitați nu va gusta din cina mea. Împreună cu el mergeau mulțimi mari de oameni. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Oricine nu-și duce crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze costul, ca să vadă dacă are cu ce să-l termine? Pentru ca nu cumva, după ce îi pune temelia, să nu-l poată termina și toți cei care văd aceasta să înceapă să-și bată joc de el și să zică: omul acesta a început să construiască și n-a putut să termine. Sau care rege, când pornește la război împotriva altui rege,
nu se așează mai întâi să hotărască dacă este în stare să îi se opună cu 10.000 de oameni celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Dacă nu poate, atunci, în timp ce acesta este încă departe, îi va trimite o solie ca să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu renunță la toate bunurile lui, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea și-a pierdut puterea de a săra, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este de folos nici pentru pământ și nici pentru grămada de gunoi, ci oamenii o aruncă afară. Cel ce are urechi de auzit să audă. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. Dar fariseii și cărturarii murmurau și ziceau: acest om îi primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. El însă le-a spus următoarea pildă: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe câmp pe celelalte 99 și nu se duce după cea pierdută până când o găsește? Iar când o găsește, o pune bucuros pe umeri. Vine acasă și își cheamă prietenii și vecinii, zicându-le: bucurați-vă împreună cu mine, fiindcă mi-am găsit oaia pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 drahme și pierde una din ele, nu aprinde o candelă, nu mătură casa și nu caută cu atenție până când o găsește? Iar când o găsește, își cheamă prietenele și vecinele și le spune: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.